Atunci când ne gândim la lucruri frumoase și vorbim despre ele, cu siguranță că devenim și noi mai frumoși. Începând cu acest moment, vom încerca un șir de emisiuni pe care îl vom aduce în fața dumneavoastră pentru bucuria sufletelor. Vom încerca să numim suflet de artist. Oricare dintre noi a apărut vreodată pe micul ecran, având o realizare pozitivă, cu siguranță că merită atenția noastră și de ce nu să învățăm cum s-a ajuns la asemenea împlinire. Pentru început, vom aduce în fața dumneavoastră artiști sau interpreți ai cântecului popular. Mai mult sau mai puțin cunoscuți de dumneavoastră, fiecare dintre aceștia au trăit experiențe care, până la urmă, cred că ar merita împărtășite și, de ce nu, auzite și puse la suflet. Piedici și încurajări, bucurii și tristeți, boală și sănătate, emoții și trăiri puternice, toate acestea fac parte din viața unui om. Puneți deoparte timp pentru a urmări pe toți cei pe care îi voi aduce în fața dumneavoastră și care vă vor împărtăși din experiențele lor. Învățăm că viața nu este ușoară, dar este frumoasă și în momentul în care faci ceea ce îți place, normal că te împlinește. Aurelian Suciu sunt și ceea ce fac mă împlinește întru totul. Vizionare plăcută și cu folos să aveți! Stimați privitori, bun găsit! Iată că astăzi avem o gazdă deosebită, ne aflăm în casa doamnei Victoria Meițescu. Bun găsit și bine că ne-am întâlnit în această zi frumoasă! Îți spun, bine ai venit la mine acasă, te-am așteptat cu mare drag, știi că noi ne-am propus așa să începem o... Da, ne-am propus să ne întâlnim ca să aflăm multe lucruri frumoase, pentru că toate lucrurile acestea de suflet trebuie promovate. Și în primul rând, pentru că vorbeam de suflet, știu că sufletul unui interpret este tocmai acolo unde s-a născut. Să ne spuneți, doamnă Victoria, unde ați văzut lumina zilei? Eu m-am născut în satul Bogatul Român,
Era Comuna Armenia, acum avem Comuna Păuca, județul Sibiu, sunt vreo 50 de kilometri până la mine în sat. Sunt a patra fiică. Câți frați sunteți? 6 fete am fost la mama. Doar fete. Doar fete. Și mi-am dorit foarte mult un frate. Nu pot să zic că mi-am dorit un băiat, dar Dumnezeu mi-a dat mie 2 băieți. Asta este bine. Iată că s-au compensat lucrurile. Da. Aș vrea să vă întreb cum ați fost dumneavoastră în copilărie? Cum a fost copilăria dumneavoastră? Foarte frumoasă. De ce vă aduceți aminte, în primul rând, când auziți cuvântul copilărie? Copilărie, uite, vreau să spun o întâmplare foarte haioasă, cred că n-am spus-o la nimeni. Eram prietenă cu o colegă de clasă care era Lena, o chema, și locuia câteva case mai sus. Și mulți copii mergeau în pădure după lemne, după surcele din alea. Atât de mult mi-aș fi dorit să viu și eu cu o sarcină de aia în spate și tata nu mă lăsa. Deci îmi venea rău când mă gândeam, iar merg ăștia după lemne, pentru că tata meu a fost un tată foarte bun, ne-a oferit și n-am dus lipsă de nimic, Aurelian. 6 fete cum am fost, noi ca și copii, n-am umblat desculți, n-am umblat dezbrăcați, ei nu aveau salar, n-am răbdat de foame. Și mama mea, săraca, dacă nu ne plăcea o mâncare, ne făcea altceva. Ați ascultat de părinți? Câteodată da, câteodată ba, o mai și încasam. Cu frații cum v-ați înțeles? Cu surorile? Bine, bine, a fost așa o relație frumoasă între noi. În amintirile dumneavoastră legate de această perioadă, ați pomenit de ele, ați pomenit de această perioadă în cântecele dumneavoastră? Am un cântec, o doină, Nana Ana, draga mea, te-a ajuns din bătrânețea. Și acolo, 6 fete ai crescut. Deci este vorba despre acea perioadă frumoasă de care cu drag vă aduceți aminte. Da. Vă e dor de părinți? Mama mea mai trăiește și nu se simte prea bine și mă rog la Dumnezeu tot timpul să ia din suferință pentru că nu se poate mișca și de câte ori mă duc la ea, negativ încărcată. Da. Mă Ne emoționez și consolăm cu faptul că nu suntem singurii care ne aflăm în aceste situații și de multe ori poate că și această suferință știe Dumnezeu de ce o dă da, și așa noi trebuie să este. ne resemnăm și să fim împăcați că atâta vreme cât suntem sănătoși și putem să facem niște lucruri frumoase, să încercăm să le facem. Aș vrea să vă întreb dacă am pomenit de cuvântul dor și vă e dor de părinți sau vă e dor de casa părintească. Ce înseamnă cuvântul dor? Poate să fie un dor de copii, un dor de părinți, un dor de frați, un dor care îl Deci e un punem în sentiment cântec. puternic. Da, foarte puternic. Pentru că în multe din cântecele noastre populare întâlnim cuvântul dor și ne adresăm dorului ca unei persoane. Da, și dorul Măi, de dorule, dor. copilărie, de Da. tot ce a fost frumos. Din ceea ce dumneavoastră aveți mai de preț, am văzut că a scos din ladă un costum frumos. Da. Are legătură foarte strânsă cu locul de unde veniți? Bineînțeles, prima mea ie am primit-o de la mama mea și primele credințe și pe urmă am de la tătăișa lui Grăurici, că o pomenesc de fiecare dată, a fost o ie foarte faină, care eu a fost mireasă cu ea și să știi că n-am investit mult în costume pentru că le-am primit și le port cu mare drag. Deci ați fost o norocoasă. Da. Pot să zic și mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care mi le-au oferit. La rândul dumneavoastră, ați dăruit? Da. Ce ați dăruit un lucru de suflet de care vă aduceți aminte că ați bucurat pe cineva? Un șurț, Da? mi l-am dat la o colegă. Crătințe, iară, dar nu vreau să dau nume, că nu. Crătințe, Bineînțeles. dacă aveam așa și îi plăcea, iau. Sau o năframă, sunt foarte darnică. E bine. Și noi, pentru că vorbeam de dar, iată, vă aducem în fața dumneavoastră, în dar, un clip cu doamna Victoria Meițescu.
că drumurile vieții nu sunt cum eu aș vrea, că binele și răul se adună la un loc. Să le separi în viață îți trebuie noroc. S-o păzești când cineva te ajută, mereu să-i mulțumești. Să crezi în Sfânta Cruce, să te însemn cu ea. Pe nimeni să nu superi, nici când să nu fii rea. De-atunci om mare am ajuns și vorbele măicuții în suflet mi-au pătruns. Dar nu știi tu, măicuțe, cât lumea s-a schimbat și omul de omenie la ce e condamnat. Tu, mamă, mi-ai dat viață, m-ai ajutat să cresc. M-ai sfătuit, măicuță, dreptatea s-o păzesc. M-am străduit, măicuță, să fac tot ce mi-ai spus. Dar spinii supărării în suflet mi-au pătruns, că drumul sunt fafras din străini. Am ascultat, stimați privitori, o piesă de-a doamnei Victoria Meițescu. Suntem în casa dumneei și spuneam că este o gazdă primitoare. Ne-am dorit să înțelegem un lucru în cântecele dumneavoastră. Care sunt mesajele pe care vreți să le transmiteți publicului? Cum am zis, dorul, dragostea. Ați avut o dragoste împlinită? Da. Da. Faptul că ne aflăm în această casă înseamnă că domnul Meițescu ne-a primit așa cum se cuvine. Da. Este dornic de oaspeți și ne bucurăm pentru că în zilele frumoase avem parte și de oameni frumoși. Da. Spuneți-ne, amintind de versurile cântecului, mereu mi-aduc aminte. De ce vă aduceți aminte dumneavoastră cel mai mult din activitatea aceasta pe care o practicați, o realizați? Da. Acest cântec este o romanță populară. Romanță și consultându-mă cu domnul Stelian Stoica, a zis tu, Victorio, hai să o facem romanță populară. Da. Și m-am gândit așa, pentru că o mamă îți dă atâtea sfaturi cât ești mic. Du-te acolo, fă aia, nu fă aialaltă, să nu te împrietenești cu nu știu cine. Sunt foarte multe sfaturi de care în viață de multe ori ții cont și nu știi. Dacă ai pornit pe un drum,
n-ai cum să-l cunoști. Nu? Și atunci, încet, încet, începi să pui în practică cele spuse de mama ta, de părinții tăi. Și așa lua naștere și acest text. Textul este compus de Angela Chelaru. Am înțeles. Deci, până la urmă, în muzica populară există și creatori cunoscuți. Da, creatori, putem să le zicem. În ultima vreme... De poezie mai mult, populară. Bineînțeles. Și să înțelegem că în ultima vreme, în muzica populară există mai mulți creatori cunoscuți decât înainte? În muzica actuală, în ceea ce se cântă. Da. Majoritatea sunt creații. Creații. De fapt, cântecul popular este creația oamenilor de la țară. Cum ar putea să cânte cineva care n-a fost deloc la coasă sau la fân, drag mi să mă duc la fân? Ar putea să cânte? O cântă, dar o cântă mecanic, Aurelian, pentru că el nu simte, uite, nici învârtit, acel care nu, sau Hațegana sau Jiana, cei care au crescut la oraș, cântă mecanic. Da. Nu cunosc acea trăire, nu au călcat de sculți pe pământul ăla. Dumneavoastră ați fost la fân? Am fost. La sapă? Ioi, de mică. V-ați dus împreună cu frații, cu surorile? Cu surorile. Și o aveam pe bunica, că ea ne-o cresc, noi zicea mumă. După mama mea îi spunea mumă. Da. Și ea, săraca, aveam vreo 10 anișori așa și nu prea puteai să duci rândul. Și ea m-a ajutat. Dar să știi că mă gândesc acum în urmă, totuși am necăjit-o mult. Cum? Mi-a venit și mie rândul. Da, și nepoții vă necăjesc? Păi... Ca și copiii, cu năzbâtiile lor. Câți cu... aveți? 4. Am 3 fete și un băiat. Așa, și 2 băieți. Și 2 băieții mei. Da. Dar zic de nepoți. De nepoți. Bineînțeles. Și revenind puțin la ceea ce înseamnă cântecul popular. Ce este mai important într-un cântec? Textul sau melodia? Textul. Deci mesajul. Mesajul textului. Da. În cântecele dumneavoastră ați încercat vreodată să aduceți în fața ascultătorilor un text mai puțin obișnuit față sau un mesaj mai puțin obișnuit decât în ceea ce se cântă? Nu. 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 Ați urmat temele populare obișnuite. Da, pentru că îmi spunea și profesoara mea de canto, doamna Maria Lia Vologa, pe care o stimez și o salut și... Trebuie să-i mulțumesc de fiecare dată, pentru că a fost foarte exigentă cu mine, niciodată nu mă lăuda și mă enervam de numa, că, dar o știu de ce nu, știi? Mă ignora efectiv așa și eu îmi dădeam toată silința și repetam acasă și eram... Probabil că este o tactică didactică, mă gândesc. Cred că da, pentru că acum n-am decât să-i mulțumesc de fiecare dată. Realizați altfel ceea ce s-a întâmplat atunci. Da, dar nu eram un copil rău, nu eram și nici nu reacționam într-un fel. Cântam, îmi exprimam, cum zicea doamna Lucreția, din toți rărunchii, dar parcă nu vedeam, lăuda pe alții așa tot timpul. Vai, ce bine ai cântat! Și eu vedeam că ăla nu cântă așa bine ca mine. Dar o știu să scoată. Deci acest lucru v-a ambiționat, nu v-a făcut să vă lăsați. Foarte mult. Și îmi luam caietul sub braț și mergeam la poartă. Cred că s-o fi săturat de mine într-un timp, că avea și dumneai treabă, nu? Se pomenea cu mine la poartă și mă punea pe un scaun și zicea, uite, îți dau un titlu la un cântec, să te înveți să deosebești un pic și să faci un text. Bădișor din satul meu, păi acolo mi-a zis, hai da, Sara, când zic eu, păi după aia ce să mai fac? Veneam cu caietul sub braț până acasă și mă gândeam și după aia când mergeam, bineînțeles că mi le corecta și așa. A fost o de bun augur, da, cumva. Când ați urcat pe scenă prima dată? Prima dată am urcat în copilărie, că eram și dansatoare. Deci ați dansat? Păi da, eram tot prima și mă supăram de multe ori că... Fiind copil mic, mai greșeai, știi? Și eram foarte perfecționistă. Sunt foarte tipicară, Aurelian. Ați rămas la fel? Da. Nu-mi place orice. Sunteți un critic cu dumneavoastră? Sau doar cu cei foarte din jur? Foarte mult. Vai! Nu știu dacă poți să-ți închipui cât îți de... Din ceea ce dumneavoastră ați învățat și știți,
Ați împărtășit și altora? Da, cu mare drag. Și am, eu zic că prost obicei sau bun obicei de a le spune, uite, stai că nu stă bine crătința, stai că mă duc și le mai aranjez. Eu zic că e un lucru bun sau de multe ori la unele nu le convine. Că... Și eu țin minte momentele în care eram împreună la anumite spectacole, da? La mare împreună cu ansamblul Jidvei și atunci dumneavoastră și doamna Viorica Telcean erați cele care mai eram aveau grijă, da? Erați cele care aveați grijă, da, ca noi să intrăm în bună stare și așa cum trebuie pe scenă. Să mai ascultăm încă o melodie cu doamna Victoria Maițescu. Cătanele de prin toate satele, măi. Rămân numele plângând, plugunșură rușinind, drăguțele suspinând, măi. Așteaptă să vie carte, că de dor inima arde. Alăturea cu norul duce, mai nu știu drumul, că-i departe săracul. Dumneavoastră, dacă n-ați fi cântat, ce ați fi făcut? Vă vedeți făcând sau să fi făcut altceva? Nu cred. Dacă ați fi ales altă meserie... Mi-ar fi plăcut să fiu actriță de teatru. Și un interpret, nu este și actor în același ba timp? Da, da. Dar într-o mai mică măsură. Da, da. Scena implică multe. Adică e o scândură unde... Știi cum zicea un coleg de-al nostru, este o scândură unde te poți face ușor de rușine. Sigur că da, dar poți într-adevăr să-și impresionezi, da, oamenii și să îi împlinești și să-i scoți de acolo din problemele lor și să le bucuri sufletele. Sigur că da. Urcând pe scenă, n-ai cum să fii supărat sau să... Pentru că tu te duci acolo să-l faci pe omul ăla să-și uite toate necazurile, toate trăirile de pe zi, de pe săptămână, de peste săptămână și tu nu-ți vede nimeni sufletul, înțelegi? Dar dacă reușești pe omul ăla să-l aduci acolo unde vrei tu să ajungi prin cântecul tău, este un lucru bun, nu? El vrea să te vadă zâmbind, să fii impecabilă, că de-aia te-ai dus, nu? Că altfel stăteai acasă, nu te mai urcai pe scenă. Te duci să-i creezi o stare de bine și de bucurie și să încarce pentru toată săptămâna. Pentru că ați pomenit de doamna Lia Bologa, da, și de contribuția dumneaei în ceea ce privește ridicarea dumneavoastră ca și artist, aș vrea să vă întreb dacă mai există oameni care au contribuit la ceea ce înseamnă cântecul popular din viața dumneavoastră. Sunt câțiva, dar vreau să-l reamintesc și pe domnul Stelian Stoica, pentru că mulți instrumentiști ziceau că sunt dificilă. Dificilă la cântat sau nu, atunci nu știam la ce se referă. Și mă tot plângeam domnului Stelu și el stătea așa și m-a ascultat și a zis: tu, Victorio, nu ești tu de vină, de vină sunt ei. Că nu știu să cânte după tine. Și atunci... Deci nu erau muzicieni, erau muzicanți. Muzicanți. Nu erau notiști. Am înțeles, da. Și eu având foarte multe floricele în glas, se practică cântatul liniar.
Da. Știi ce-i cântatul liniar. Și atunci eu ce să caut printre? Eu trebuia să am colțișorul meu acolo. În momentul în care l-ați întâlnit pe domnul Stelian Stoica, ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva în repertorul dumneavoastră, în felul de a cânta sau în siguranța de a cânta? În primul rând, în siguranță, pentru că repertoriul mi l-am format eu și cum am făcut și canto popular, da? Știu și dozez bine aerul și pot să cânt orice, o doină, o baladă, o... Dar dumnealui mi-a dat încrederea că eu pot și că nu sunt eu de vină. Și atunci, de fiecare dată când mă duc la o emisiune, eu trebuie să cânt live ca să demonstrez că eu pot. E o încredere pe care n-ați avut-o până când l-ați întâlnit pe domnul Stelian Stoica? Era și nu prea era. Că la începuturile mele am participat la o preselecție, era un festival și cineva din spate zicea: vai, dai tremură crătința de emoții. Și atunci am zis așa, eu nici emoții nu mai am, pentru că le țin undeva acolo de nu se văd. Și sunt și curajoasă. La cercul militar, domnul Bălan zicea: Victoria, intri tu prima, că ești curajoasă. Numai eu știu cât de curajoasă eram, dar eram așa, vezi, Doamne, ca ostașul ăla care merea în prima linie, știi? Da. Eram la cercul militar și cânta pentru cadrele militare. Știi, cu Sinel Drăgulin, că mi se încurcă, Dumnezeu să-l ierte, un băiat... Să-l ierte Dumnezeu. Un bun instrumentist. Că începuturile mele au fost la Doina Transilvaniei și mă tot certa dirijorul: tu, cântă doină, lasă încolo pe mumă ta, cântă cu altceva, o doină, știi? Da. Și Sinel în tot lua apărarea, zicea: lasă-o, domnule, ce tot ai cu ea, lasă-o să cânte, cum știe ea, venind de la țară, știi? Da. Și a fost un concurs între secții, eram la Independența, știi? O zi la Independența și eu am luat locul 3. Am cântat doina Mândra mea e frumoasă tare a lui Ion Radu și erau doi băieți care cântau super. Și o zis șeful de secție: bă, numai locul 3 l-ai luat. Păi bine că l-a luat și pe ăsta, că eu am venit de la țară atunci, nu eram... Da. Deci amintiri frumoase, din vremea în care participați la concursuri. Ați participat la multe concursuri? Am participat la primul concurs al meu, care a fost mai așa, la Cântarea României, am reprezentat zona Hârtibaciului. Am avut un costum de la doamna Lia Bologa și am cântat o baladă: Foicică vioria, ia dă-i nu, ia dă-i na, mamărita tinerea, pe curte la soacră mea, ia dă-i nu, ia dă-i nu, dă-i na. Frumos. Asta a fost și am luat locul 2. Da. Nineta a mers pe... Nineta Popa. Da, Nineta Popa, am fost colegi la Doina Transilvaniei și ea a mers pe, erau grilele de concurs și ca să avem amândouă șanse, ea a mers pe partea de doină și eu am mers pe partea de baladă. Ea a luat locul 2, ea a luat locul 1. N-am crezut bade nici când, că ne-am întâlnit curând. Poate nici când, că ne-am întâlnit curând. Nici că n-ai inimă bună, la 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 la, nici că vorba ta-i minciună, la 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 la. Și toate vorbele tale au rămas puste și goale. Și toate vorbele tale au rămas puste și goale. Și toate vorbele dulci, la 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 la, au rămas puste de atunci, la 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 la. Bădiță cu ochii verzi, ce te faci că nu mă vezi? Bădiță cu ochii verzi, ce te faci că nu mă vezi? Îți ochii în pământ, la 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 la, parcă nu am fost nici când, la 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 la. Bădiță cu pălărie, nu
Ne întoarcem din nou la o poveste cu doamna Victoria Maițescu. Îi mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-a primit în casa dumneaei. Și aș vrea să vă întreb, pentru că aceste cântece pe care noi le avem în tradiția noastră populară, tot timpul ne îndeamnă la bunătate, tot timpul ne îndeamnă la ceea ce înseamnă frumos. Da. Dumneavoastră, cum recunoașteți oamenii buni? Eu zic că îi recunoști din prima așa, îi simți, nu îi recunoști. Deci omul bun să simte. Am înțeles. Ați întâlnit în viața dumneavoastră mulți oameni buni? Da. Printre ceilalți. Printre ceilalți. Da. Și... Dar mai mulți au fost ceilalți. Ați putea aminti dintre acești oameni, pentru că noi vorbim acum despre lucrurile pozitive, ați putea aminti dintre acești oameni buni cu care ați rămas în continuare prieteni sau pe care i-ați admirat, nu neapărat să fi rămas prieteni? Te referi la soliști sau în general la oameni? La oricine. La oricine, okay. La oamenii buni. La oamenii buni. Da, am unul foarte, foarte bun. Da. Domnul Gelu Furdoi de la Cluj, care a fost redactor la Radio Cluj, întâmplarea a făcut să-l caut pe domnul Buzoianu. Nu, zic, l-am căutat pe domnul Buzoianu și întâmplarea a făcut să-l găsesc pe domnul Gelu Furdoi, un om deosebit. Pentru că nu m-a periat deloc și îmi plac oamenii ăștia. M-am dus să înregistrez și am înregistrat vreo 6 cântece cu orchestra. Nelu Crișan era dirijor, că m-am întâlnit cu dumnealui la o filmare, eu nu l-am mai recunoscut și îmi cer scuze față de dumnealui, nu din mândrie, dar nu am mai avut tangență și mi s-o șters imaginea dumnealui din memorie, probabil. Și de atunci am așa o simpatie și cu domnul și cu doamna. Îl iubesc din tot sufletul ca om. Pentru că a fost atât de deschis cu mine și ce sfaturi mi-a dat dumnealui mi-au prins foarte bine. Este unul dintre. În momentul în care un interpret sau un tânăr, sau nu neapărat un tânăr, cineva ar dori să cânte muzică populară, ce calități ar trebui să aibă? În primul rând să aibă vocea. Să aibă cu el tot timpul. Din născare. Deci, cum să zică, să nască cu vocea, nu o faci pe calculator. Și pe urmă, este foarte important pentru un solist respirația. Deci, să lucreze cu diafragmă, să cânte costul diafragmal. Și atunci o să-l ajute și la doină, și la baladă, la orice. Poate să intoneze, să frazeze, să interpreteze. Sunt foarte trei lucruri care îl ajută. Ați învățat pe mulți tineri să facă acest lucru? Da, și mai învăț. V-au fost recunoscători? Da, sunt copii buni și am zis prima mea elevă, să zic așa, pe care a fost Sonia Răchită, am avut puține emoții. Am zis, dacă copilul ăsta nu înțelege sau nu știu eu să-i explic, dar sunt foarte mulțumită. Foarte mult. Și vin cu atâta drag și mă sună și mă compor cu ei ca și când am fi așa de aceeași vârstă. Adică ei să vină cu plăcere la mine. Că la început e greu. Nu înțeleg cum e cu respirația, cum e cu exercițiu, cu vocalizele. Dumneavoastră i-ați căutat pe ei sau ei pe dumneavoastră? Ei. Ei mă caută. I-ați încurajat mult sau ați făcut la fel cum a făcut și doamna Lia Bologa cu dumneavoastră? Nu, că nu îi lasă să greșească. Am înțeles. Spunea cineva că atunci când urci pe scenă ca să cânți sau să te expui publicului, trebuie să fii înzestrat de la Dumnezeu și cu frumusețe. Da. E obligatoriu? Da. Obligatoriu? Adică contează mult și mă refer la frumusețea fizică, da. Da, contează mult. Pentru că ești în fața sute de ochi sau a zeci sau a... Trebuie să arăți într-un fel, știi? Deci trebuie să existe așa un echilibru între talent și aspect. Sigur că da, sigur că da. Când spunea cineva că mă admiră foarte mult, parcă ar fi hainele scrise pe mine. Eu mi le rânduiesc și mi le fac așa pentru că sunt pretențioasă, nu-mi place
E foarte bine că sunteți pretențioasă, înseamnă că și oamenii și cei care vă privesc observă acest lucru. E necesară și inteligența? Da, bineînțeles. Ce înseamnă înțelepciune? Să-i accepți pe oameni așa cum sunt. Deci înțelepciune înseamnă acceptare, până urmă, și puterea de a lăsa lucrurile sau de a înțelege lucrurile ca așa cum sunt ele. Dumneavoastră ați încercat vreodată să schimbați ceva la cei din jur? Mici schimbări. Pentru că fiecare este cu firea lui, cum zicea omul de la țară, cu năravul lui. Și e greu. Un pic. La dumneavoastră ați reușit să schimbați ceva? Am schimbat mult, Aurelian, pentru că începând de la a păși pe scenă, de a avea o ținută, deci toate eu le-am învățat. Ne întoarcem iară la o preselecție, eu am dat examen la Cindrelu, știi? Și eu am luat acel examen, dar domnul director, Dumnezeu să-l ierte, care nu mai este acum, ăla nu m-a vrut. Foarte mult m-a umilit omul ăsta. Pentru că o lună de zile, chiar o lună jumate, eu m-am dus la servici, cum ar veni. Aveam o plăcere deosebită și secretara îl mai întreba, ce facem cu fata asta? Las-o să mai aștepte. Cum să zic eu, am suferit foarte mult. Nu pentru că nu am intrat în acel colectiv. Dar umilința aia care, cum să zic, eu știu că am luat acel examen, n-am dat niciun ban, cum să zice, l-am luat pe drept, pe merit. Și... Deci ați socotit că ați fost tratată nepotrivit ca și om, da, nu ca și interpret. Și nedreptatea, oricum. Da. Stimați privitori, am aici din partea doamnei Victoria Meițescu niște amintiri. Pentru că amintirile întotdeauna se păstrează cel mai bine pe o foaie de hârtie, care, dacă o întoarcem așa, poate nu are nicio valoare, doar că scrie ceva acolo legat de momentul în care această imagine a fost realizată. M-am regăsit și eu cu doamna Victoria aici într-o fotografie și mulțumesc tare, da, mulțumesc tare mult. Sunt niște amintiri care fac parte din viața unui artist și ne bucurăm că le avem. Sunt aici amintiri cu oameni mai noi și oameni mai vechi și poze alb-negru. O să o vedeți pe doamna Victoria atunci când ne aflam în anul 1987. O să avem și amintiri cu artiști mai noi sau mai vechi. În 2002 cu Reta Rus. Da. Aici să ne spuneți ce se întâmplă. Am fost în Muzeul Satului cu doamna Elize Stan și cu doamna Lucreția Ciobanu. Iar aici? Cu călușerul din Orla. Da. Aici? Cântam aici, cred că am fost la o nuntă. Erau poze de prestam. La o nuntă, da. Aici? La Școala Populară de Artă. Aici ne-a făcut cineva poză, eram pe la Jidvei și ne îmbrăcam de zor și nu știu că ne-a făcut, dar e și chiar faină poza. Da. Eram în prag de... Aici am fost la Sinaia cu grupul de la... cu călușerul și domnul Leș a venit și m-a prins așa că mă și strânge și zicea la prietena dumneavoastră, uite ce fată faină. Cu? Aici ați cu Sonia Răchită și cu colegul meu, Orel Gâță, pe care îl salut și pe el. Este un vechi coleg de la vechiul grup. Da. El nu a mai venit când ați venit voi în grupul de la Călușerul. Doamna Victoria actuală. Da. Și aici? Și aici sunt... aveam un obicei cu pânzele, domnul Cimpoca... Ansamblul Doina Transilvaniei, Uzina Independența, Sibiu, 1988. Da. Și eram pregătite să începem. Au preluat acest obicei cei de la Cindrelu, cu pânzele, cu bătutul de... la spălat de pânze, știi? Și... Amintiri frumoase. Frumoase, da. Ne bucurăm că astăzi am povestit cu dumneavoastră și acum, la ceas de încheiere,
Aș vrea să transmiteți celor care ne privesc un scurt mesaj pentru a rămâne la suflet. Să fie sănătoși și cu speranța că mâine va fi mai bine decât azi. Doamne ajută! Doar un suflet sensibil poate transmite sensibilitate. Ne bucurăm că astăzi am fost în casa doamnei Victoria Meițescu și că ne-am încălzit sufletele și ce să vă mai spun altceva decât, dragi privitori, pe curând! Trecut boala pe loc, la 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 la